Așa. Deci calculați rezultatul acela. Haideți, individual. Acum. 0. Deci 130 de mii. Minus 23 de mii. Plus 500. Minus 1.354. Cine lucrează cel mai repede? Hai să vedem. Ai greșit. Da. 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 Cred că lasă-mă. Hai să vedem noi acum. Stefania. Eu noi adunăm cu ăsta, ăsta pozitiv mai încă. Aaa, știu de am greșit. Și face 130 de mii, 130 de mii, 5, 0, 0. Da? 500. Minus. Îi adunăm și pe ăsta, datoria, da? Da. 4 cu 0, 4. 5 cu 0, 5. 3 cu 0, 3. 1 și cu 3, 4. 1 și cu 3, 4. Și 2. Da. Așa mi-a dat. Deci 24.354. Și acum, 4 din 10, 6. 5 din 9, 4. 3 din 4, da? 3. Din 4, că am luat 1. Că l-am construit în partea asta. Deci 3 din 4, cât vine? 3 din 4, 1. Da. Și 4 din 0, nu se poate, ne împrumutăm. 4 din 10, 6. Până acum așa am făcut și eu. 6. Și 2 din 2, 2 din 2, 0. Așa da? Și 1. Cât ți-a dat? 106? Da, fix așa mi-a dat. 106 de mie, 146. Vedeți, am făcut bine. 48? Nu, 46 am zis. Eu am înțeles 48. Deci 106.146. Da, deci mi-a dat bine. Noi n-am făcut și de-aia am vrut să zic, am zis că tu ai nepăcălești și am vrut să facem și noi, da? Încă o dată, asta îl faceți individual și anume, vreau așa, așa, 13 mm plus 79 decimetri minus 49 metri plus 76 centimetri și plus 2 dan. Facem în milimetri. Transformăm în milimetri. De ce milimetri? Că e cel mai mic. Cel mai mic, sigur cel, că da. Eu înainte mă luam după și cel mai frumos. Nu! Cel mai mic și cel mai deci am zis că la asta te referai tu și de ce l-am pus pe primul. Deci cel mai mic e milimetru. Suntem obligați da, să ducem totul în milimetru. Mai e ce? Facem individual. Da. Haideți. Individual. Individual. Hai. Individual. Hai să vedem rezultatul. Individual și altfel. Nu am găsit.
liniște și pace. Trebuie să aduni și să scadă. Hai să vedem. Mi-a dat o mână. Când e plus și când e minus, când vine minus, nu? De, dacă minusul mai puternic, îi dăm, rămâne minusul dacă e... Minus, exact. Spus deci cât ai să se apropie pe mine? Hai să mă ajut pe mine. 13, umblăm la 13? Da, transformăm în... Ba nu, nu! Nu, că el rămâne milimetri. Da, așa, nu... Deci 13 milimetri, rămâne, da? 13 milimetri. Plus. Acum de mii? 79. Îl transformăm în milimetri. Da, și cât vine? Și vine... Deci... Din... Iar. Acum de mii mai am o operație, scăderea. Ne dă... Stai, nu spune minus. Ștefania, cu tine. Dar vorbiți, voi lucrați individual și eu vorbesc cu Ștefania. Mai... Mai dăm 20, 7, 9, 0, 0, decimetri, centimetri, milimetri, da? Da. Milimetri. Minus. Minus 40, adică, din metri, mai punem 3, 0. Așa, 49, 3, 0, ori plus. Mai adăugăm un 0. La așa, 76. Da. Și la 2 decametri. Decametri. Mai punem 4, 0. Așa. 2, da. 1, 2, 3, 4. Am pus pentru metri, decimetri, centimetri, milimetri, da? Da. Cum a fost? Ne dă un număr cu minus la început, așa e, dar lui Vicky, 2. Mie nu. Eu nu cred că de acolo. Păi da, nici eu nu cred. Așa. Bun, da, mi-a dat altul. Să vedem. S-ar putea să-i dea totuși. S-ar putea să-i dea. Păi ăștia pozitiv să-i adunăm mai întâi, da? Bine. Hai să zicem. 20.000, care e cu pozitiv plus, da? Da. Apoi, 7.900. Da. 7.900. Hai și tu, Ștefania, scrie-le repede. Deci 20.000, 7.900. Apoi, 760. Și 760 și 13. Da, așa am făcut și eu și nu mi-a dat cu minus.
Bun. Și ne dă... Ne dă 3 cu 0, 0, Ștefania vorbește. 3 cu... 0, 0, 0, 3. 3. 1, hai vorbește. 10, 16. De ce 10? 1 și cu 6? 7. 1 și cu 6, 7. Așa. Așa. Acum... 7 și cu 9. 7 și cu 9... 16, că luăm un 1 de la 7 și îți facem 10, 16. Da. 1 și cu 7, 8. 2. Da. Da. 28.673. Minus. Și ziceți noi, 23.673 minus 49.000. Vezi? Nu dă cu minus. Dar ați spus... În loc de, în loc de 28, ați spus 28, da? 28 de plus, proful e acolo, e plus. E cu plus ăsta. Dacă nu-i pun, atenție, dacă nu-i pun nimic, e cu plus. Da, deci e minus. Deci el e pozitiv. Cum aș avea 28.000 și de care să scadă atâta. Ei, păi atunci mi-a dat același rezultat, numai că trebuia să pun minus. Foarte important. Foarte important. Nu e adevărat, nu e adevărat. Ba, Dana, cât ți-a dat? Cât ți-a dat? Mi-a dat 20.327. Dar cu ce semn? Vechi, minus. Scădere. Cu minus. Asta e, cu minus. Deci din... scădem. Dar dacă ăsta e mai mare decât ăsta, scădem invers. Din cel mai mare pe cel mai mic și dă semnul cel mai mare. Că noi am spus că 2 minus 3, cât face? Face minus 1. 2 minus 5... egal cu minus 2. Păi am scăzut. 3 minus 7 egal cu minus 5. Deci fiind datoria mai mare, semnul i-a scăzut 28.673 minus 49.000. Dar cum poți să faci scăderea asta? Că e 49.000 aici. Păi mi-a dat un număr cu 3 acolo. Sunt 3 nume la mine. Aici sunt 28.673. Ah, eu acolo am pus la 20.000 am pus 200.000. Păi 20.000. 220. Păi 20.000, dacă decametru, hai să vedem încă decametru, am venit la metru. La milimetru. Decametru, deci metru, decimetru, centimetru, milimetru. Aici am găsit, da. A, tu ai avut aici 200.000. Da, și avea un număr pozitiv, puternic. Și nu se punea problema scăderii acestea. Era sute de mii. Nu știam de ce i-a dat cu minus. Asta, asta deci, e motivul. Eu sunt bun. Da. De când ne face 3 din 10, pune minusul. Da, minus. 3 din 10, 7. 7, da. 7. Din cât aici? 9. Că dacă am luat un 1, s-a făcut 9, 9 aici, da? 2. 7 din 9, da. 2. 6 din 9, 3. Da. 8 din 8, 0. Da. Și 2, 4 din 2, nu? Sau 2 din 4, 2. Deci minus 20.327. Vedeți. Deci minus 30.327. Putem continua? Hai să continuăm. Hai, te rog. Stați mai puțin să văd unde am ajuns să faci că... da, da, da. Mai avem doar poți spune? Te rog. Deci, 7 km. Ia auzi, 7 km. Așa. Plus 200 de metri. 200 de metri. Și transformăm în hectometru. Tot un hectometru. Da. Așa spune. Da, te rog. Deci 7 km. Cât înseamnă hectometri? 7. În hectometri, stați numai puțin, păi scă... 70. 70. O, da, 70. Un singur. Da, 70 hectometri. Plus 200 de metri în hectometri. 2. Păi sunt 2. Păi sunt decametru, e decametru, după metru decametru, tăiem un 0 da. Și hectometru. Ah, da. Deci plus 2 hectometri. Și face 72 hectometri.
terminat problema. Alte exerciții. În paranteza asta. Paranteză. Da, așa. 4200 de milimetri. 4200 milimetri. Plus 18 decimetri. Decimetri. Închidem paranteza. Împărțit 20. Nu spune ce. Împărțit la 20. Și transformăm în decimetri. Tot un decimetru. Răspunsul fiind adică decimetru. Adică în dâmă. 70. Mai întâi nu putem opera aici decât dacă avem aceeași unitate de măsură. Da, exact. În dâmă, a spus autorul, da? În dâmă. Și a, băi, 18 nu mai trebuie. Și ne dă 42 decimetri. Că tăiam unul pentru centimetri plus și m-am luat decimetri. Deci vine 42 plus 18. 60 decimetri. Decimetri împărțit la 20. Deci face 60. 30. Decimetri împărțit la 20. Cât face? 30. 3. 3. 30. Aici de mine. 30. 3. 3 decimetri. Da? 3 decimetri. Păi celălalt n-are niciun rost. Așa din el era 200. E? Cum n-are niciun rost? Am zis. Dacă era pus până la nivelul 600. Hai să vedem. Așa, acum e o problemă. Sion? La o croitorie s-au adus 3270 de decimetri de sofă. 270 de decimetri. Decimetri. De stofă. Da. Da. Așa. Știind că pentru un costum bărbătesc se folosesc 3 metri de stofă. 3 metri. A fost șmecher autorul. De 3. Stofă. Da, de stofă. Deci de aici știm că transformăm 3270 de și cum transformăm în metri. Adică, așa. Practic, proful, puteți să tăiați acel 0 și să scrieți în metri. Da. Deci egal mai departe cu 327 metri, nu? Da. Da. Iar pentru unul de damă, 4 metri. Deci, 4 metri. Stofă damă. Aici pentru bărbătesc, da? Costum bărbătesc. Damă, aibă pentru damă. Costum. Damă, aibă, da. Bărbătesc. Și 4 metri. Damă. Stofă, damă. Damă, da. Adică doamnă. Doamnă, da. Află câți metri de stofă îi mai rămân croitorului care a confecționat 29 costume bărbătești. 29, scris 29. Deci, 29. 29 costume bărbătești. Da. Și 16 costume de damă. Să fac eu proful. Costume. Da, de damă. Hai să vedem un pic. Hai să punem problema ca să urmească și Ștefania. Deci, Ștefania, la o croitorie s-a aduc 3270 de decimetri de metri de decimetri stofă. Da, mai făcut o dată. Da? Stofă care înseamnă 327 metri. Ia. În final, 327 metri, nu? Că din decimetri mă duc în metri și înseamnă 327 metri. Da. Și să fac costume de damă și costume bărbătești. La un costum de damă se consumă 4 metri, la un costum bărbătesc se consumă 3 metri. Dacă sunt 29 de costume 3 ori 29. Ca să vedem cât o consumat acolo. Poți face la tablă. Poftim. Yeah. 3 ori 29. 29 ori 3. Da. Punct. Da, eu ne obișnuim cu punct. De acum, cât de acolo, așa. 3 ori 9. 3 ori 9, 27, 7 scriu, 2 rețin. 3 ori 2, 6 cu 2, 8. Poți să fac eu? 87. Să termine iar. 87 metri. Da? Metri. Acum eu. Așa. Bărbați? La... Metri. Bărbați. Da. Eu sunt damă la bărbați. Eu. 16 ori 4. Dar putem face... Așa. Putem face acum și 327 minus...
87. Așa, și după din... Așa din, se scădem. Dar alte variante? Ba da, facem 16 pe 4. Adunăm materialul consumat la bărbați și cum la... Da. 16 pe 4. Ștefania, fetele. Fetele. Ștefania, 16 ori 4. Și după pot face o scădere. Nu! Nu? Repede, tu faci și pe căițel. Trebuie să faci și... Da, da. Eu o schimb după acasă din nou pe căițul ăla. Pentru damă, da? Profu, poți să le adun eu și să le scad? Nu, da, este la tablă, ia acum... Damă. Așa, și acum adunăm cele două. Adică cât s-a consumat pentru costumele de damă, cât s-a consumat pentru costumele de femei și adunăm pe cele două și zicem 87 plus 64. 87 plus 64. Egal cu? 7 cu 4, 11, 1, 7 și 15. 151 metri. Și acum... Deci 151 metri, da? Fac-i scădirea. Costume... Și bărbătești. Sunt în total. Costume bărbătești și damă. Da. Nu, metri stofă. Da. Și acum 327 minus 151 ca să aflăm câte au... Câte mai rămas, da? Da? 320 au scădere. Hai, adună tu sumele... Nu, eu l-am făcut. Păi, sumele acelea care ți-am dat eu? Păi, la două sume care ți-am problema. Dat. Problema. Nu mai sunt pe tablă. Ai, nu mai sunt, dar tu le-ai scris pe căițel. Da. Minus 151 egal cu? Este 2... 58. Da? 5 din 12. 7. Și 1 din 2? 1, da? Da. 176 de metri mai rămân, da? Da. Mai rămân respectiv. Bun. Să mergem mai departe. Mai rămân. Mai rămân, da. Așa. Haideți să vedem... Următoarea problemă e care. Distanța de la casa lui Ionel la școală este de 500 de metri. Deci de la de acasă până la școală. Distanța egal cu 500 de metri. Da. Da. Calculează câți metri parcurge Ionel într-o zi dacă de dimineață, mergând spre școală, la jumătatea drumului, băiatul își dă seama că a uitat că a uitat penarul acasă și se întoarce după el. Așa, știu. La prânz, continui? Am știu, okay. Deci de la A la B, dacă el. De la, de acasă la școală. Da. Și toată distanța... La jumătatea drumului, da. Băiatul își dă seama că a uitat penarul acasă și se întoarce. Deci face... Deci, se duce până la jumate, se întoarce, iar se duce până la școală după. După se duce la școală. Așa. Așa. Acum, dar trebuie să aflăm jumătatea, 500. Așa, spunem coate lui? Da, 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 da. La prânz, după terminarea orelor, îi face o vizită unui coleg bolnav care locuiește la 375 de metri de distanță față de școală. În celălalt sens. Aici este bine, doar că nu mi-a continuat. Trebuia mai întâi să aflați aici și după aia la celălalt. Da. Apoi se întoarce la acasă. La acasă. Repete cu alte probleme. Distanța de la casa lui Ionel la școală este de 500 de metri. Calculează câți metri parcurge Ionel într-o zi dacă
De dimineață, mergând spre școală, la jumătatea drumului, băiatul își dă seama că a uitat penarul acasă și se întoarce după el. La prânz, după terminarea orelor, îi face o vizită unui coleg bolnav care locuiește la 375 de metri distanța față de școală, distanță față de școală în celălalt sens. Apoi se întoarce acasă. Deci, aflăm acolo. Jumătate trebuie să facem 500 împărțit la 2. O face eu? Da, să facem întâi plan de lucru. Să figurăm, așa. Deci 500... Hai să vedem. 500 împărțit la 2. De ce trebuie să împarți tu la 2? Ca să aflăm jumătatea drumului. Deoarece el spune că atunci când ajunge la jumătatea drumului, își dă seama că și-a uitat penara acasă și se întoarce. Deci păi cât, dacă se întoarce, nu parcă parcurge până la școală, până la casă? A, bă, 250. Chiar că, nu mai 250. Da. 500. Deci, atenție. Dar 250. Se întoarce înapoi, 500. Ca și cum s-ar fi dus până la școală. Da. Și a făcut deci... odată 500. Da. Dar a consumat energia de aiurea. Da. Din gură cască, da? 500 plus 500. Plus 500, așa. Și ne dă 1000. 1000? Adică mai merge? 375. Când se întoarce de la școală. 375 plus 1000. Și da. Ne dă 1000... 375. Da, 375. Și acum când vine înapoi... O parcurge... A, 1370. Nu, nu e 1375. Nu, cea care era atunci. Plus 375 plus 500. Da. Că vine înapoi 375. Deci, 1300. Nu, am propus un subiect diferit. Hai să vedem, hai să vedem. Stefania, hai să vedem cum gândim aici. Deci, el dacă a mers până aici, s-a întors înapoi, e de parcă s-ar fi dus până la școală. Da. Deci cât a făcut? S-a dus până la mijloc, s-a întors înapoi. Cât a făcut, practic, dus întors? Exact cât a fost distanța până la școală, adică cât? 500. Asta din cauza faptului că a fost gură cască, da. Și nu a fost atent. Deci, practic, el acum a pierdut un timp. Nu? E gură cască. E gură cască, sigur că da. 500, 500 metri degeaba. Degeaba. Degeaba am făcut asta. Adică o consumat energie fără niciun rost. Acum. Acum, cum am putea face? El se duce până la școală, se duce așa și ea se întoarce. Cum? Deci unde sunteți? Se duce până la școală. Să mai duci în continuare. Da, care ne dă 1375. Un pic. Da. Dar poate să fie așa, 500 și cu 375. Da, și ne dă 875. Și când se întoarce înapoi, face încă o dată distanța asta. Da. De două ori? Ne dă același număr? De două ori, sigur că da. Da. Deci, el practic până la colegul lui face ce distanță? 500. Plus 375. Da, adică 875. 875, și fiindcă se întoarce înapoi, ori 2. Da. Da? Deci, care este distanța pe care o parcurge el în ziua aceea? Degeaba, da. 500, plus de două ori, cine? De două ori distanța de 875. Mi-a dat. 2 ori 875. Mi-a dat. I-a făcut 1375 plus 875. Tot acolo, și mi-a da? Dat 2250 mie. Face da. 500 plus 250, 2 ori 7, 14 și cu 1, 15, 2 ori 8, 16 și cu 1, 17. Da? Încă o dată, Ștefania, urmărește dacă a făcut bine. 2 ori 5, 10. 1 ori 2 ori 7, 14 și cu 1, 15, 5 e 1 ori 2 ori 7, 2 ori 8, 2 ori 8, 16 și cu 1, 17, da. Și acum adunăm și zicem 0, 0, 5 și cu 0, 5, da, 5, 7 și cu 5, 12, 2. Deci 0 și cu 0, 0. E bine? Da.
5 cu 0, 5. Da? 7 cu 5, 12. 1 și cu 1 adunat, 2. 2250. Îți o dai ție? Da, 2250. Foarte bine, 2250. Foarte. Sigur că se putea face și în mai multe moduri, ați văzut, nu? Două moduri. În două moduri, sigur că da. Ia să vedem altă problemă. Atât. Asta a fost toată tema. Toată tema. Până un alt, cât e ceasul? Mă duc eu să văd. S-a făcut 30 de minute. Și voi la cât vreți să plecați? Păi la fără 10 trebuie, adică la 20. La 6.20 trebuie. Și câte ceasul e și 20? E și 6 minute. Hai, mă, avem... Mai avem 14 minute. Gata, să facem o problemă frumoasă. Mai avem 14 minute. Da. O să trec la problema asta. Nu, facem o alta. E-mail vă spune eu ce problemă facem. Cu desene? Da. Cu desene. Iată, m-am gândit la următoarea problemă. Da. Deci. De acasă până la școală sunt 500 de metri. Da? 500 de metri. Gigel, parcurge o pătrime din distanță. Adică 500 împărțit la 4. Da, parcurge o pătrime din distanță. Poți face 500 de O secundă. O pătrime din distanță, după care se întoarce jumătate înapoi. Păi trebuie să poate să jumătate, deci, din pătrime. Deci jumătate din pătrime. Adică împărțiți la 4. Deci împar la 4. Da, acolo așa. Și împărțiți un... Ea ajunge, face o pătrime din distanță, da. Și se întoarce jumătate din pătrime înapoi. Adică luați o jumătate din pătrime. De ce? Că și-a amintit el că a uitat aragazul deschis. Și a făcut. Împărțiți un segment în două. Și după ce au făcut o pătrime, așa, s-o întors înapoi, deci o jumătate se întoarce înapoi, vecina îl sună și spune, nu, n-ai rău uitat aragazul deschis. Se întoarce înapoi, adică... Așa. Și se întoarce la școală, pleacă spre școală, da. Păi trebuie aici să întoarce la 4, nu? Dar în drum îi vine o găleată cu apă în cap, cu ce merge în cap și mare. Deci s-a întors aici și acum iar a plecat spre școală, da? Da. La jumătatea distanței, primește un alt telefon de la mama, da? De la mama și îl roagă să se întoarcă 20 de metri înapoi. 20 de metri înapoi la o vecină să-i dea un răspuns. Și apoi când ajunge la vecină, deci, se întoarce doar 20 de metri înapoi. Și când vecina... Și pe urmă pleacă spre școală. Care este distanța pe care o parcursă? Deci, să poți spune cum trebuie făcut, profund. Nu, dar mai fain era. Deci ajunge la vecină, mama îl vede și sună. Alo, păcăleală de 1 aprilie. Bine. Haide să vedem. Pot să spun cum se face? Mi-ai dat. O secundă, să vedem cum gândim. Atenție! Deci, se duce, pleacă la școală, face o pătrime din drum, se întoarce înapoi, că și-a amintit, a rămas aragazul deschis. Nu face el vrea să ajungă, din pătrime. Da, dar el vrea să ajungă acasă. Dar face numai o jumătate din pătrime și primește răspuns că nu e aragazul deschis. Ah. Deci trebuie să facă o pătrime, numai că el face doar o jumătate din pătrime. Adică atât face da. Și după care primește răspunsul și pleacă liniștit la școală. Când ajunge la jumătatea drumului, primește de la mamă un răspuns, pe unde ești? Păi zice, m-am jumătate din drum. Ai trecut de vecina cu tare, da? Mărioara.
dacă e trecut, trebuia să lași un răspuns. Întoarce de înapoi. Se întoarce înapoi de răspunsul. Și pe urmă pleacă la școală liniștit. Cât metri a parcurs? Poftim. Spune. 500 împărțit la 4. De ce la împărțit la 4? Deoarece spune că o pătrime și după acea, de exemplu, să zicem că de 250, îl împărțim la 2 ca să aflăm acea jumătate din pătrime. Da? Deci, de profu. Da? Deci după ce a ajuns din acolo unde ți-a pus degeaba la jumate, mama îmi spune și ce îi spune? Deci după ce a ajuns la jumate, mama îi spune: ai trecut pe lângă bunica și trebuia să-i lași un răspuns. Ai lăsat? Nu. Și unde se afla bunica? Bunica se afla cu 20 de metri mai în spate. El este obligat să se întoarcă 20 de metri, dă răspunsul la bunica, bunicii și să-și continuă drumul. Da. Poți face la tablă. Ia să vedem ce spui tu. Lasă o vedem pe... Nu e. 500. Dar de ce împarte Ștefania la 4? Pentru că sunt în patru părți, nu? Părți. Dacă o pătrime o parcursă. Bun. Și 4 în 5. Și practic, profu, acolo când a spus, după ce ajunge la bunica lui, îi spune acel lucru, facem 20 metri plus, 5, plus 250. Nu? Că e jumatea. Sigur că da. Dar 20 vine așa și iar se întoarce. 20 da. Plus 250. Dacă jumătatea... Asta înseamnă. Apoi am că la o jumătate dintr-o parte de asta este 20 la fiecare. Nu. Nu știu dacă e 20 eu. Aici. Fac eu. Acum da? Și văd. Deci nu știu dacă e împărțit exact. Numai 20 fac de metri. Eu. Dar rămâne poate mai mult. Dar ne dă cu vest. Aaaa, asta e, asta e problema. Nu, și-a scris tot de cărțițul ăsta așa. Păi și dacă ne trec curios, suntem într-o situație. Ne-a stăcut bine. Ba, am făcut foarte bine. Deci, cum ați spus? Cine știe cum... Dar n-am înțeles când ați spus acolo că vine, se întoarce la mama. Deci, el ce face aici? Împărțim la 5. De ce? Haideți, probă! Am împărțit la 5! Nu! A, știu la că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Atenție, nu sunt egale, copii! A, nu? Nu sunt egale, că numai 20 de metri s-au întors înapoi. 20 de metri, atât. Păi dacă s-a întors 20 de metri... Dar cât este o bucățică de asta? 20! A, o bucățică. 125 este. Deci asta are 125, asta are 125, 125, 125. Deci 4-125, am aflat. Și acum, dacă sunt toți 10 metri, 20 de metri, din 125, scădem pe 20 și ne rămâne 105. Deci bucata asta este de 105 metri. 125. O secundă, că ai o problemă. Problema ta este următoarea, că nu se împarte... la jumătate, 125 nu se împarte la 2. Da, nu se împarte la 2. Aici e problema. La 4. Cine știe cum vom putea face? Da, tot împărțim la ceva? Suntem în situații delicate. Ne dă cu vest. Profum. Și vestul ăla îl punem aici. Profum. Nu împărțim la 6? Păi, dar nu sunt egale. Profum. Asta e de 125. Asta e de 125. Da? Asta e de 125 și asta e de 125. Și problema este când se împartă, că am zis că jumătate se împarte înapoi, da? Ei bine, asta, aici e jumătate. Asta și cu asta sunt egale, dar 125 nu se împarte împărțit la 2. Păi, ne dă 62, profum. Se împarte la 5, profum. 1 și așa, unul reține, îmi face toate calculele, iar la sfârșit lăsăm unul ăla acolo. Adică, da. Nu degeaba am făcut transformări. Acum este momentul când transformările ne salvează. Deci vom lucra, fiindcă suntem în situația dificilă. Da. Aceea de asta? Da, de dificilă. Nu se poate împărți 125 la 2. O să transformăm totul din metri în decimetri. Din metri? Dar nu e cu metri. Că numai așa vom avea șansă să... Nu mai vreau la tablă. Oricum, de când te transformăm în decimetri?
Da. Lucrăm cu unitatea de măsură? Da. Păi, ce măsură? Decimetri este distanță de 1. Deci, noi avem 500. 500 metri. Știu eu. Care egal câte decimetri? 50. Decimetri? 5.000, pardon. 5.000 câți mai mulți? Adunăm, da. Punem un zero. Deci 5.000 5.000 centimetri, 5.000 decimetri, da? Și decimetri este așa? Dar acum lucrăm tot un decimetru. Și acum, 5.000 de decimetri. Împărțim la 4. Împărțim la 4. Păi șterg și asta, nu? Da. Sau... Ia da. Să vedem, da, asta, să, cum ai putea să modifici împărțirea asta? Un zero aici. Așa și un zero la sfârșit. Păi da, dar șterg calculele astea. Un zero... A, un zero la sfârșit? Păi dacă pui da. Un zero aici, a, da. E un zero și la a, rezultat. Da. Și acum 100... 1250. Împărțim la 2. Nu? Ca să fie... Ca să se vadă. Așa. Dar aici vreau să insist. 6. 6, 2, 12. 5. 5 de 2, 4, 10, 2. Hai, acum ne-a salvat. Păi iesă. Merge! Yes. Ne-a salvat, nu mai este cu rest. Trebuia să zic, nu dă 10 în 2. Așa, deci nu mai este cu rest, nu mai suntem în situația grea. Da, m-am deblocat. Da? Deci iată cât de important să știm să transformăm. Copii, cred că această problemă din greșeală, am făcut o problemă foarte frumoasă, interesantă, când nu ne-am mai putut descurca în unitatea de măsură în metri. Și ce am făcut dacă nu ne-am descurcat în metri? Am mers la unitate mai mică. Decimetri. Decimetri. Asta e foarte important. Ce e important să știți transformările? Ce important este? Așa că dacă... Dar ca să știm transformările, trebuie să știm și scara. Adică asta, asta, neapărat. Păi tocmai. Așa, dar aici cât are? 625. 625. Deci el se mai întoarce 625 de decimetri. Da. În concluzie. El vine până aici, da. Se întoarce înapoi. Concluzie. Da. Dar când se duce și se întoarce, nu sunt cele două... 625 ori 2. Ori adică 2. 1250. Adică... Exact. Și el acum merge 1250. Dar ce vreți să vedeți? Adică care este valoarea problemei? Cât o merge el toată ziua? Cât o merge? Păi 500. A, toată ziua. Dacă s-au plimbat, s-au dus, s-au întors, s-au dus, s-au întors, s-au primit răspunsuri. A, deci 1250. Hai să vedem, cum facem. 1250, 4. Deci el se duce până aici. Atenție, în prima mișcare. Prima mișcare face cât? O pătrime, face 1250, da? Da. 1250 decimetri. Da. Nu cât decimetri, frate. În a doua mișcare, după ce primește răspunsul, vă lua foc, nu lua foc. Nu, că via să meargă la bunica sa. Nu, no, bunica aici. Bunica este aici. Aragazul. Aici gândul. Aragazul. Aragazul. Da. Aragazul. Să dați înapoi. Înapoi cât? Că o luat aragazul. 625 de metri. 625 metri. Deci până acum ne adunăm, nu? Sigur că da. Deci, stai, nu adunăm, hai să vedem exact. Da? Cât e? Gata? A. Hai, mergeți voi și noi rămâneți să faceți problema asta acasă, da? Da. Ați înțeles așa. Noi, Ștefanie, o terminăm. Eu luam pe una aici, dar nu e a meu, să știți. L-am zburat eu pe unde? Mergeți repede ca să ne lăsați până noi să facem problema, că voi ne-ați încurcat. Da. Da? Să mergem. Încurcătorul 2000. Ștefania, deci se duce până aici 625, se întoarce înapoi, da? Și continuă și înapoi încă 625 de ajunge până aici. Deci înapoi încă 625. Și de aici se duce, de face pătrimea asta, care înseamnă
cât înseamnă, cât e o pătrime? 1250. Uite, la revedere. La revedere. Pe mine, nu? Pa. 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 Vezi, hai să mai reiau încă o dată, Ștefania, că acum suntem în liniște și noi putem face problema sigur, da? Deci cât este de mare distanța asta? Am spus de 500 de metri, care transformați înseamnă 5.000 de decimetri. Și o împărțim în 4. Din ce motiv o împărțim în 4? Ca să vedem că el a parcurs întâi o pătrimi. Că așa am zis formula prima. Parcurge o pătrime, da? Și am împărțit în 4 pe 500, 5.000 împărțit la 4, înseamnă 1250. Deci, o singură pătrime înseamnă 1250. Cealaltă era 1250, 1250 și așa mai departe. Fiecare 1250 fac. El își amintește aici că a uitat aragazul deschis și se întoarce jumătate din pătrime. Și jumătate din 1250 înseamnă 600, uite, 25 din decimetri. Unitatea de măsură în care lucrăm este numai decimetri. Dar acum ce face? De aici începe iarăși să întoarce înapoi, când o primit răspunsul, și se duce până la jumătatea drumului, până aici. Deci, practic, ce face el? Se duce așa, se întoarce, se duce până la jumătatea drumului, primește răspuns de la mama, ai trecut pe lângă bunica, și se întoarce înapoi 20 de metri, iar continuă, da? Continuă până la școală. Și se duce până și ajunge la școală. Întrebarea este câți metri o parcurs el în toată perioada asta? Păi, ca să aflăm cât au făcut de aici până aici, da. Putem să facem... Da. Nu deodată, că el face așa mișcare. Mai întâi se duce până aici, 1250. Da. Apoi ce face? Se întoarce... Facem 5.000 împărțit la 4. La 4 am făcut. 5.000 împărțit la 4 fac 1250, da? Și fiecare bucățică este 1250. Și acum am așa 1250. Se întoarce 625 de metri. Vezi? Se întoarce 625. Continuă cu 1000. Deci ar vine odată. 1250. Da. 1250. Plus de două ori 625, că se duce până aici, se întoarce înapoi. Da. Plus de două ori 625, plus, deci se scrie și 1250, plus de două ori 625, plus, da. Plus ce? 1250, plus 1250, plus 2 ori cât de 20? Da. 2 ori 20. 2 ori 200 ar veni. Că e 20 de metri, care înseamnă 20 de 200 de decimetri. Că tot lucrăm în decimetri. Plus 2 ori 200. Da. 2 ori 200 plus. Suntem de aici și se duce până la capăt. Adică asta și asta. Adică asta era 1250. Deci jumătatea lui 5000. Da. 2000, cât e jumătatea lui 5000? 2500. Plus 2500. Și am mâncat totul în decimetri. Ăsta este drumul pe care îl parcurge el într-o zi. Și acum adunăm peste toate și transformăm din ce au obținut în decimetri. Hai să vedem la 5,
5 îl avem aici, da? Da. 5. Acum, 5 și cu 2, 7. Da, și cu nu 5. Facem aici în mulțire. Ah, da. Mai întâi mulțire și după așa sau avut... putem și să adunăm după în mulțire. Nu. Trebuie să mulțirile, îți amintești? Ai zis bine. 1250 plus 1000, cât de 2 ori 6, 25, fac tot așa, 2 ori 50, 1250, plus 1250, plus de 2 ori cât de 200, 400, așa, și plus 1500. Și calcul. Acum adunăm foarte bine observat. Era câte și se greșesc. Deci 0 peste tot, nu? 0. 5 și cu 5. 10 și cu 5. Câți de 5 avem? 1, 2, 3. Și la sfârșit. 4, deci 20. Deci 20, 0 și 2. Da. Acum 2, 4. Așa, și cu 2, 6. Și cu 2, 8. Și cu 4. 8 și cu 4, nu? Sute. 8 și cu 4, 12. Și cu 5, 17. Da, 7 și 2 îl păstrăm. Și acum... Și 2 cu 1, 1 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7. Nu? 4. Deci ai zis 2, 3, 4 și cu 2, 6. A, 6. Da? 6700 de decimetri parcurge el. Dar 6700 decimetri să-l transformăm în metri. Egal cu 670 metri. Da? 670 metri. Și cu asta te zice 670 metri, înseamnă de fapt putem zice 67 de dam. Ah, da. 67 dam, da? Decametri. Gata. Mulțumim. Rămâne să vii cu cărticica mâine, da? Da. Bine, la revedere. Mâine să ai la matematică de lucru, da?